Tramata, estresa, librăria Pasoart, care e prezentată chiar la Arduino pe site. Am modificat eu un pic și am folosit un Arduino Mega, o clonă, tastatură cu 4-3 butoane. Și am așa, uitați-vă aici. Deci avem așa, dacă apăsăm testeluță, se verifică dacă parola e corectă. Aici am modificat să apăs pe diez și să șterge bufferul. 2, 3, 4, steluță, succes. 2, 3, 4, succes, wrong, pentru că n-am șters bufferul. 2, 3, 4, steluță, succes. Facem așa, 1, 1, 2, 3, 6, test wrong. Și am șters iar bufferul, 1, 2, 3, 4, succes. Și de aici se poate dezvolta mai departe toată treaba. Deci am mai dat iar 10, șterg bufferul, 1, 2, 3, 4, 10, șterg bufferul, 1, 2, 3, 5, să zicem, wrong. E greșit. Cam asta, e ok.